Domnul Liviu Daniel, da, spuneți, vreau. De la Poliția Județeană în Tulcea. Da, spuneți. Dumneavoastră sunteți proprietarul unei mașini. Da. Avem o sesizare în ceea ce privește un incident desfășurat anul trecut. Da. În Jurilovca. Da. Chiar în incinta fabricii de conserve de pește. Da, da, știu despre ce este vorba. Un cumnat de-a meu, eu nu aveam permis pe atunci. Așa. Era mașina nouă. Da. A lovit un stâlp din parcarea din fabrică. E vorba de cu totul altă faptă și alt personaj principal, ca să spun așa. Deci chiar altceva... Mai semnează și alți martori aici. Nu aveți permis, așa cum da, ați recunoscut. Aveam. Ați dat cu spatele și ați lovit o altă mașină. Nu. Ați suferit vreo amnezie, cumva? Nu, deci chiar nu am făcut așa ceva. Nu țin minte să fi făcut așa ceva. Eu v-aș ruga să apelați la pastile de memorie, dacă e cazul. Da? Pentru că noi avem de gând să facem și o confruntare și o să vă invit și la noi. Da. După cum știți, ce prevede legea, conducerea unui autoturism fără permis reprezintă ce? Faptă penală. Bravo, știți legislație. Știu legislația, că am luat permis între timp. Între timp ați luat permisul, dar când ați făcut accidentul respectiv, ușor, da. Nu țin minte să fi condus mașina fără permis. Domnul, știam, deci... făceam școala de șofer, păi, știam legislația. Da, știați, deci făceați și școala de șofer. Și ce ați zis? Mă, dacă mă urc și eu puțin să o mișc de aici, să o fac, să o dreg. Nu. Mașina cui a fost avariată, știți? Nu. Vă faceți că nu știți. Eu v-aș ruga să vă băgați mințile în cap și să nu ne mai mințiți, pentru că noi suntem ușor presați de către cineva să efectuăm această anchetă ca la carte. Nu pot să vă dau nume. De ce? Pentru că nu pot să vă dau nume. Dar eu vă spun așa, că de la cetățean la cetățean există presiuni vis-a-vis de dumneavoastră. Deci eu nu țin minte să fi greșit nimic. Sincer, acum, ce lucrați dumneavoastră? Am fost administrator de rețea calculatoare aici la fabrică și momentan am fost angajat ca inginer tehnologic. Domnul inginer, eu sunt comisar. Da. Echivalent cu inginer, da? Da, nu e o problemă de funcții sau așa, nu da. Pot să zic că am cine știe ce fluturaș. Dar să nu știu, dau un nume. Zyber sunt. Poftim? Zyber, comisarul Zyber. Comisar Zyber, da. Eu v-aș ruga să ajungeți până la județ, la noi. Da. Ca să facem o confruntare. Și atunci când o să vedeți persoana a cărei mașină ați lovit-o dumneavoastră, cu certitudine o să vă revină brusc memoria? Sau v-a revenit între timp? Nu, deci chiar nu știu că a fost un cumnat care cumnat. A condus. Cumnat? Da. Domnule, de ce tot timpul când apare incident de astea se găsesc cumnați, unchi, mătuși, nepoți, bunici, străbunici care sunt vinovați, dar fix persoana respectivă n-are niciun amestec? Cum de seamănă toate martori, cum, ce martori aveți dumneavoastră? Mai eram cu cineva când acea persoană a lovit mașina. Martori mincinoși care depun în instanță jurământ și intră în pușcărie pentru sperjur? Vreau să-mi spuneți acum clar dacă sunteți contra derulării acestei anchete în condiții normale. Deci nu văd nicio și contra pentru că mă simt nevinovat. Sunt Gabi Jugaru, e o farsă la mulți ani. Da. E din partea lui Ionuț? Da. Prieten sau? Prieten, foarte bun prieten și singur la care mă așteptam așa ceva. Da.